Cancerul de sân poate fi depistat la timp și asta doar cu ajutorul unui screening. Dacă este pozitiv, acesta poate fi desigur vindecat. Screeningul cancerului de sân reprezintă testarea periodică la intervale regulate a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc, 50-69 de ani, pentru a detecta prezența cancerului de sân. Deși screeningul cancerului de sân nu poate preveni apariția lui, poate ajuta la depistarea precoce a acestuia și astfel este mai ușor de tratat. Discutați cu medicul dumneavoastră despre testele de screening pentru cancerul de sân, care vi se potrivește și când ar trebui făcute acestea. În România, screeningul mamografic se recomandă a fi efectuat între 50 de ani și 69 de ani, iar în cazul în care rezultatul este negativ, se recomandă repetarea acestuia la 2 ani. În cazul în care există în familie cazuri de cancer de sân sau sunt prezente simptome specifice cancerului de sân, este recomandat să vă adresați medicului dumneavoastră cât mai repede posibil. În politica programelor de screening, mamografia este în prima linie. Ecografia este folosită uneori la tumorile suspecte mamografic și pune, în primul rând, în evidență detalii privind arhitectura unui sân care poate fi o arhitectură normală sau patologică. Oricând se poate face o ecografie de sân, la orice vârstă. Femeile, de cele mai multe ori, se prezintă la o ecografie pentru că au durere resimțită la nivelul sânilor sau au motive să facă asta. Nu există nicio contraindicație în ceea ce privește ecografia. Prin programele de sănătate publică, mamografiile se efectuează la femei între 50 și 69 de ani gratuit, odată la 2 ani. În România există un program de screening care face teste gratuite la aceste categorii de femei, relatează replica online.ro.